Testăm Starbucks Espresso Roast la cafetieră Tassimo. Este luată din Profi la redus. Cădă, dar nu o să dau atâta bani, că doar scrie Starbucks. Nu, să vindem. She's dark, very dark. Să leacă de cuntă. De negru, negru, negru. Dark roast, nu? La punga asta, care are minunea asta de sigiliu. Da? Ce zice că și pentru expresor și varianta iberică. Și o strângi și pui așa. Și așa. Și gata. Mai e sigilată și să pui. Da, am mai multe cafeluțe. Și asta e doar o mică parte. Maniacă după cafea, ce să zicem. Ce mai am din asta? Kimbo. Asta nu recomand decât varianta verde. Am luat-o de test. Iar o cafea italiană și mai am și la fața și mai multe. No, să vedem asta cum e. Hello! Bun, acum o să vin cu un voiceover pentru că atunci când am înregistrat eu m-am tofăit și a ieșit taiurea și bâzâia. Cafea este ok. Are o culoare deosebită, bună pentru cafea de tip arabica, adică o culoare neagră. Testul normal de cafea se face neîndulcit. Este destul de tare, neîndulcită. Tura trecută, pentru că nu m-am putut abține și când am luat-o, am și testat-o, dar pe tura aia încă nu am făcut genul ăsta de videoclipuri. Am îndulcit-o cu zahăr, ce, dacă nu știați, zahărul schimbă proprietatea chimică a cafelei și sunt unele cafele care reacționează un pic mai deosebit, se albesc la culoare, adică devin mai deschise la culoare, iar tura asta am încercat cu miere, este ok, este tare, merge de minune cu lapte, cafeaua merge cu lapte. Iar la culoare este ok. Are gustul de arabica. Și da, vă arătam ce pantalonaș frumos și aveam eu. Că tot se oglindesc în cănuță. Mirosul este ok. Este o cafea băubilă. Dacă aș da în fiecare zi, eu cred că de bani cât cer ăștia de la Starbucks să iei de acolo o cafea, nu cred că aș da. Este o cafea arabică, ok. Deci, din punct de vedere culoare, gust, miros, acceptabil. Am zis că merge cu lapte. Vă recomand, dacă beți cafea, să încercați și varianta îndulcită cu miere, cum am făcut eu în cazul ăsta. Iar dacă aș mai lua, nu știu dacă aș mai lua, aș mai încerca și alte variante, de ce nu, dar nu ar fi. Oricum, pe locul întâi rămâne pentru mine Lavazza, locul 2 Cibo, varianta black and white, pentru că eu beau cafea cu lapte. Asta e undeva în josul topului, locul, hai să zicem, 15. Oricum, o să mai revin cu chestii de cafea, dacă mai găsesc, în funcție de ce găsesc. Dar cam astea sunt. Bine, hai, ne auzăm cu multă cafea și încredere și trăiești. Nu știu ce mai vreau să zic pe aici. În orice caz, bye!